Ciao! Și bine ați revenit la mine. Sunt foarte entuziasmată. Astăzi facem unboxing Delizianthus de la Delia Gheorghe. Acest material este despre Lisianthus și anume despre Lisianthus în producție românească. Iar Delia Gheorghe este fata faină din toată nebunia asta de industrie floristică românească, fata faină, care nu zice nu niciodată. O să povestesc mai mult despre Delia. So, asta este coletul. Comanda a fost făcută, nu știu, că ne tot vorbim de ceva vreme. Cert este că a plecat ieri de la Giurgiu și a ajuns prin fan curier astăzi. În ceea ce privește zona noastră, Timișoara, curierul se descurcă excelent și pot să zic că domnii de pe camion au o mare simpatie pentru mine. Eu sunt doamna Anca cu florile și la cât i-am certat de-a lungul timpului, pentru că fie au pus cutiile pe orizontal în cap, fie le-au trântit, fie au venit cu ele după două zile, ei considerând că nu e important, am reușit în timp să avem o relație super bună de colaborare, în care eu sunt doamna Anca, venim la dumneavoastră primii. Oh, vă mulțumesc, dragi domni, de la camion, de la fan curier. Păi grea ca dracu cutia asta, e foarte mare. Scrie foarte frumos pe Anca Vlad de mână. E o finețe, chestia asta. Dați să o și desfac. Și să vedem noi cum vine Lisianthus-ul la florările din România de la producător român, de la Delia Gheorghe. Normal că vine impecabil. Adică nu se răstoarnă. Uite-le aici. Nu știu cât vedeți voi acolo. Și Delia e destul de enervantă la chestia asta cu ambalarea, mai ales când te grăbești. Trebuie să desfaci fiecare legătură pe care o fixat-o de 7000 de ori și, ca să vă amuzați și voi, are găuri făcute în fundul cutiei de care șleagă toate legăturile de flori. Poate știe ce face. Cu atât mai mult cât și ea este floristă, am să zic florele astea, și înțelege cât e de important să te poți baza pe flori. Mă uit și eu ca voi, ca... Vai ce frumos e asta. Mulțumesc mult, Delia. Avem alb. Avem verde, splendid. Și știu că e splendid de când îl iau în mână și îl ridic, pentru că este foarte greu. Înțeleg de la ea, mi-a explicat. Am vorbit azi dimineața la telefon și mă mânca dacă să vezi că eu am legături de câte 10 fire, dar să știi că mai sunt și unele mai mici, cum sunt mai multe. Știu exact că dă mai mult și că e foarte conștientă că în legătura de 10 fire, la un moment dat, e posibil să mai găsești un al treilea, un al doilea, un al patrulea fir suplimentar. Și este excelent de lucrat cu ea. Mamă, ce frumos e și ăsta! Ăsta cred că e... Măi, eu la Lisianthus, la soiuri, nu prea pricep. Nu știu care e. Știu că Alisa este cel mai fain. Am o băneală că ăsta roz este Alisa. Ajută-mă, Delia, după ce public ăsta, mai scrie tu detalii în comentarii despre partea asta de soiuri. Deci avem roz, alb și verde. Adică, i-am zis, trimitem flori de lucru. Acum nu sunt toți de lucru pentru că sunt foarte lungi. Surprinzător pentru mine, într-un mod plăcut. Și ne desfăcăm cutia, nu am știut ce fel de vaze să-mi pregătesc. Am pus una scurtă și una lungă, ca să nu mă fac de mirul.
aici, în față, la voi. Deci, asta este un Lisian Dus, producție românească, și când zic românească, nu știu cum să vă transmit. Eu chiar am un nod în gât. Eu chiar mă bucur că există producători de flori în România și chiar mă bucur că, că virgulă, calitatea acestor flori a producătorilor din România este asta. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sau 8 flori are tija asta de Lisianthus. Cum o prelucrez? Îmi desfac ramurele mici de pe tulpină, curăț frunzele, tai și pun în apă. Mi-am pregătit aici apă caldă pentru o hidratare intensă. Faină treabă. Foarte faină. Am uitat ceva. Am făcut și unboxing la Floro, dar materialul respectiv îl vedeți mâine. Și mi-am comandat pentru prima dată chestia asta, care se numește Flower Food Clear 300, adică hrană florală de o concentrație mai mare, 300 încurajează și înflorirea. În sfârșit, lucrez și eu cu pudra, pentru că are și din asta linguriță dozată. Eu pregătisem cațăranul din lingura și am luat pe el filmul cu spatele. That's it. Nu sunt așa perfectă. So, are instrucțiuni pe ambalaj. Într-un litru de apă se pune o linguriță din asta. Acum, eu n-am măsurat să fiu fix la litru, dar îl folosim. Vedem ce se întâmplă. Învăr cu lingura. Vedem ce se întâmplă și datorită activității mele online destul de intense, să vă țin la curent despre ce se întâmplă cu florile de la Gheorghe, cu noul floral food pe care îl folosesc. Până acum foloseam plicurile și foloseam plicurile universale și ceva rapid, instant, nu știu cum, tot de la Floro. Da, bun. Continui și îmi pun florile la apă. Câteva vorbe despre Lisianthus. Lisianthusul este o floare de sezon pe perioada verii, ceea ce înseamnă nu că o găsim doar vara, ci înseamnă că vara are preț mai accesibil, fiind o ofertă mai mare pe piață, ceea ce este logic. Nu vreau să vorbesc despre prețul de achiziție în tutorialele astea, pentru că n-ar fi fair față de concurență, clienți și alte lume, dar o să spun că prețul de achiziție este unul super, super bun, rentabil, și nu mai vorbim de prospețimea și modul impecabil în care florile ajung la noi. Atenție, nu toate florile pot fi trimise prin curier în condițiile de căldură. Lisianthusul însă, da, poate fi trimis prin curier, pentru că este una dintre cele mai rezistente flori cu care lucrăm în mod uzual. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani m-a provocat, de fapt, o gagică Ioana să-i fac rochea de mireasă integral din flori. Era acum vreo 12 ani, nici nu mai știu, 13 ani, 14 ani, am apărut prin presă, am apărut peste tot. Eram primii care ieșeam cu rochea integrală de sus până jos și foarte mult am căutat o soluție de flori albe care să asigure și partea asta de utilitate a produsului floral, care în cazul meu era rochea de mireasă. Adică am anticipat că nu să stea Ioana îmbrăcată în rochea de flori ca o pupăză, ca o păpușă. Dansează, se așează, se urcă în mașină, se dă jos din mașină și cel mai probabil se va așeza cu fundul pe rochea de mireasă. Și am luat eu toate florile disponibile, am luat garoafe, miroase, trandafiri, Lisianthus, bineînțeles, și multe alte flori pe care le-am testat efectiv câteva zile.
Le-am lăsat tăiate fără apă, m-am așezat pe ele, m-am ridicat de pe ele, le-am aruncat pe jos, am făcut tot felul de acțiuni mecanice asupra lor să văd care este cea mai rezistentă dintre ele și da, cea mai rezistentă a fost Lisianthusul. Și atunci toată partea asta de rochie jos am făcut-o cu Lisianthus lipit unul lângă altul, cu adeziv. Foarte faine amintiri am despre momentul ăla. Hai că povestesc. Ioana a plecat să se mărite din florărie de la noi ca să fie fresh, impecabilă când o livrăm, practic, o livrăm mireasa. Am folosit un microbuz, într-adevăr, unde ne-am băgat toți din florărie cu ea. Tot drumul până la biserică i-am cântat, ia-ți mireasă, ziua bună! Și am ajutat-o să coboare. Cumva eram parte din ziua ei, din ziua fetii. Eram de dreptul emoționați pentru ea, plus că săraca, na, și eu nu știu, nu eram foarte sigură făcând o chestie de genul ăsta, zic, bă, nu-ți fac rochea, nu-ți închid pe manechin ca după aia să o îmbraci, vii și finisarea rochei o facem în florărie în ultimile 2-3 ore. Ea, înainte să se mărite, a stat păpușă planton în picioare câteva ore nemișcată în florărie în timp ce noi îi terminam rochea. Faine amintiri, faină poveste și am spus povestea asta tocmai ca să înțelegeți ce înseamnă Lisianthusul ca valoare și ca floare în viața de zi cu zi a noastră, a florarilor. Categoric, este una dintre cele mai rezistente flori, cu asta am început, cu asta închid. Floare de sezon în perioada verii, floare excelentă pentru nunți, excelentă pentru buchete, excelent de rentabilă pentru aranjamentele florale și mai completați și voi avantajele Lisianthusului. Plus că livrează Delia Gheorghe, care este foarte faină și totul se închide frumos ca o poveste. Da, e foarte faină Delia și vă și zic punctual de ce. În primul rând, ea funcționează foarte bine pe grupul de WhatsApp. Nu știu că suntem acolo, că nu cred că văd. Unde ea ne comunică săptămânal disponibilitatea de flori pe care le are. Ne pune acolo poze frumos de toată lumea. Comentariile sunt închise, adică nu bate câmpii fiecare ce vrea pe acolo. Este un grup pentru informarea noastră a tuturor și are grijă să facă lucrul ăsta săptămânal, plus atât de în detaliu ne scrie acolo încât fata anticipează toate întrebările pe care le avem. Zice ea singură că Lisianthusul e mai scurt săptămâna asta sau Lisianthusul e foarte bogat săptămâna asta. Și o comunicare foarte fair play și plină de cumva respect și empatie. Adică chiar dacă nu o cunoști, zici că, bă, uite ce fată faină cumva, uite că s-o gândit ea să-mi scrie cum e Lisianthusul, uite că s-o nu mă mie, că de fapt ea informează pe toți cei cu care lucrează. No, și așa funcționează ea. Mai mult, înainte să-ți trimită coletul, tot pe WhatsApp, fata faină, îți trimite poze cu fix exact ceea ce-ți trimite. Și asta e un lucru foarte util, știi? Pare așa o chestie banală, adică, na, și îmi trimite, nu-mi trimite. Dar pentru mine, ca florar stresat, pentru că lucrez cu marfă perisabilă și cu materiale vegetale, este foarte important să-mi trimită cineva și să-mi anticipeze nevoia și stresul. Aoleo, cum ajung florile mele? Aoleo, ajung florile mele la timp? Aoleo, oare mi-a trimis flori, oare le-a găsit, oare a numerit florile, oare și-a notat bine, oare așa și pe dincolo. Și atunci, ea pur și simplu ne trimite înainte să cerem noi, ne trimite poză cu ce pune acolo în colet, pe WhatsApp frumos și avem timp suficient să reacționăm la lucrul ăla, zicem, da, nu, bine, mai punem, mai dăm, mai făm, mai... nu vreau să fiu pielea ei la un 8 martie. Când oricâte lalele produce, cred că în fiecare an une fără lalele și e acum mai de râs, că ce stresez acum pentru o marte. Dar la o marte nu e amuzant de nicio culoare să te trezești că îți mai trebuie 1000 de lalele și nu mai ai de unde. Na.
Delia face și alea faine, foarte faine chiar. Și alea o să povestim despre ele altă dată. Acum suntem la Lysianthus și vreau să termin 10 fire, să le pun în vază și să trec la următoarele. Pentru că dacă mi-am pus flori faine numai la suprafață, nu se aștepta să zic asta, și la fundul cutiei nu se așa de faine, așa că le scop pe toate. Hai să-l termin și pe ăsta. Frumoasele mele! Da, se pare că o să am flori faine la nunta de vineri. Și mai luăm. Continuăm. Lysianthusul alb. Mamă, ce frumos! Asta nu e Lysianthus de lucru. Nu e de lucru. Asta e Lysianthus tatalor. Mamă, ăsta e și mai mare. Legătura. Simt la mână. Simt din greutate că e foarte, foarte solidă legătura și pur și simplu o ridici greu. Adică ori facem unboxing, ori nu facem unboxing. Punk! Nu le-am numărat. Facturica. Facturica în fond, ca să nu se umizească. Cine e atent, e atent. Cine știe, cunoaște. Ta-dam! Ultima legătură din cutie. Bă, e frumos, e foarte frumos. N-am ce să comentez. Curățăm de frunze partea de tulpină care ajunge în apă. Tăiem oblic. Dăm jos lăstarii care ne deranjează și punem separat. Tăiem oblic, am tăiat odată, am tăiat odată. Și punem la apă. Apă caldă. Floral food esențial să avem în el și cam asta e povestea mea despre Lysianthus și despre unboxing-ul de azi. Azi am cam trăit așa niște emoții intense. Adică am publicat de dimineață video-ul ăla cu Marți la cafea cu Anca, ad hoc, nu l-aveam în programare. Și am fost cam copleșită de volumul de vizualizări și de feedback-uri pe care video-ul l-a avut. Așa că, voi vedeți toate florile astea? Ia, stai să le trag. Așa arată. Mă, sigur că le vedeți. Cutia o dăm la naiba. Am cutii. Cine vrea cutii și în Timișoara, come on. Puteți veni să vi le luați dacă aveți nevoie de ele. Da, ziceam că sunt foarte emoționată, că eu nu m-am așteptat nici măcar la jumătate din vizualizările pe care le face, le-a făcut acest video. Și da, o să rămână chestia cu Marți la cafea cu mine, da, rămâne. Va fi un proiect, o rubrică separată pe vlog, pe canal, la care o să-mi dau tot interesul să aduc informații utile și noi. Eu îmi cer scuze dacă mă repet cu anumite informații, pentru că asta mi-e meseria. Eu sunt trainer, pe lângă alte specialități pe care le am, sunt și trainer. Și atunci anticipez întotdeauna, sau încerc să anticipez nevoia celuilalt de informație când vorbesc despre ceva, iar la flori, sunt câteva lucruri care eu cred că trebuie repetate de fiecare dată și spuse până când și le însușesc și ceilalți. Delia, draga mea, ce să zic, mulțumesc frumos și rămânem aproape. Te rog,
comentează și dă explicații suficiente câte ai nevoie și eventual întrebările care vin sub acest clip. Feel free să faci lucrul ăsta și încă o dată mulțumesc frumos și te-am pupat. Și pe voi care vă uitați, l-am pupat și pe voi. Și mulțumesc la toată lumea, sunt din nou ca o prințesă.